Astăzi, în cadrul rubricii Interviul Săptămânii, discutăm cu Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași. Bună ziua, domnule rector, și Bună ziua. Vă mulțumim că ați acceptat invitația și vă noastră. Mulțumesc că ați venit. În primă instanță, domnule rector, aș dori să discutăm despre aturile pe care le are Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, având în vedere că este una dintre cele mai bune universități tehnice din România. Da, în primul rând trebuie să nu uităm faptul că Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, sau Politehnica Iașeană, așa cum este cunoscută, a crescut pe bazele celui mai vechi învățământ de inginerie din România, un învățământ creat acum 207 ani de către Gheorghe Asache. Practic, prima școală de inginerie, pe vremea aceea inginerie hotarnică, îi spunea, astăzi inginerie civilă, în limba română, a fost înființată la Iași. Iată că noi ne-am dezvoltat din această școală și am devenit cea mai veche, dacă putem spune, instituție universitară care promovează învățământul ingineresc din România. În al doilea rând, pentru că în România există mai multe universități tehnice, practic sunt 5 universități cu profil pur tehnic, acestea și constituie de altfel Alianța Română a Universităților Tehnice, deci comparativ cu celelalte universități care sunt la fel de mari, la fel de dezvoltate, noi avem, să spunem, avantajul că ne situăm într-o zonă care acum se dezvoltă economic puternic. Dacă acum câțiva ani regiunea Moldovei rămânea cumva în urmă și atractivitatea studiilor tehnice, studiilor ingineriști era trecută cumva în umbră, astăzi vedem că foarte mulți investitori, foarte multe companii vin în regiunea Moldovei, ceea ce a făcut ca și numărul de candidați la studiile universitare de licență, care știu că apoi, și de masterat, care știu că apoi își găsesc o slujbă, a crescut foarte mult. Și pot să vă spun că anul trecut, și cum probabil știți, la admiterea din vară am avut cu 72% mai mulți studenți față de acum 2 ani. Iată că sunt două aspecte foarte importante și al treilea aspect care cred eu că ne diferențiază sau ne mărește, să spunem, atractivitatea este faptul că paleta largă de vârstă a cadrelor didactice face ca modul de predare, modul de adresare, modul de comunicare cu studenții să fie foarte, foarte variat, foarte înțeles și foarte apropiat de studenți. Indiferent că colegii mei au 60 de ani sau au 40 de ani, ei s-au adaptat foarte mult modului actual de percepție a studenților, s-au adaptat abilităților lor, dorințelor lor și pot să vă spun că în prezent, din punct de vedere educațional, în Universitatea Tehnică există o transformare de la an la an. Sunt trei aturi care cred eu că sunt foarte importante în ceea ce privește atractivitatea universității noastre. Domnule rector, ținând cont de faptul că dumneavoastră sunteți și membru al Consiliului de Finanțare a Învățământului Superior, aș dori să vă întreb cum priviți dumneavoastră relația dintre autorități și universități? Da, cum privesc eu, mai puțin contează. Problema este cum privesc autoritățile relațiile cu universitățile tehnice, cu universitățile din România, nu doar cu universitățile tehnice. Da, sunt membru al Consiliul Național de Finanțare a Învățământului Superior și aș dori să vă spun că acest consiliu este un consiliu consultativ. Practic, el propune strategii Ministerului Educației, care pot sau nu să fie aprobate de minister. Ideea este că în cei aproape 7 ani de când sunt în acest consiliu, am constatat că există o foarte bună comunicare între Ministerul Educației și Consiliu. Practic, Ministerul Educației susține propunerile Consiliului Național de Finanțare a Învățământului Superior, de modificarea alocației per student, de modificarea grantului doctoral, de introducerea a proiectelor de dezvoltare instituțională. În paranteză fiind spus, chiar în acest an, la propunerea Consiliului Național de Finanțare a Învățământului Superior, grantul doctoral a crescut de la circa o medie de 23.500 la 29.000. Deci este o creștere importantă. Deci, Ministerul Educației are o relație foarte bună și, într-adevăr, ține cont de propunerile Consiliului Național de Finanțare. În schimb, Ministerul Educației depinde foarte mult de Ministerul de Finanțe. Adică toate propunerile Ministerului Educației care merg în Guvernul României sunt, până la urmă, discutate, aprobate sau refuzate de către Ministerul de Finanțe. Deci aici există o dublă relație. Noi, Ministerul Educației, foarte bună. Noi, Ministerul de Finanțe, cu restricțiile care sunt impuse către bugetul României, aici lucrurile se mai pot opri câteodată sau chiar bloca. Ce ne puteți spune despre contextul educațional actual? Aș dori să discutăm în mod special despre situația universităților tehnice, dacă se poate.
Așa cum vă spuneam, universitățile tehnice în momentul de față se sunt în avantaj, spun eu. În toată presa, în toată mass media, semnalele venite dinspre partenerii noștri economici, din zona, spuneam, economică și socială, sunt semnale pozitive. Dacă, așa cum știți, practic în momentul de față, conform statisticilor, România are nevoie de între 200.000 și 400.000 de ingineri. Iată o cifră importantă. În același timp, din 1990, din România au plecat circa 200.000 de ingineri. Deci dezvoltarea economică a României este posibilă doar cu ajutorul științelor învățământului tehnic, în mod evident. Ba mai mult, chiar și m-a bucurat foarte mult acest fapt, la ultima întâlnire de la Palatul Cotroceni în cadrul proiectului România Educată, președintele României a și specificat, referindu-se la învățământul universitar, că este nevoie să dezvoltăm un învățământ tehnic dual, bineînțeles într-un parteneriat între universități și companii. Tocmai pentru ca dezvoltarea României să se facă în cunoștință de cauză. Deci atât un semnal pe care a fost tras practic de la cel mai înalt nivel de cumva îndreptare către învățământul tehnic. Și este, într-adevăr, s-a simțit în ultimii ani, deși învățământul tehnic este un învățământ cumva mai dificil decât celelalte domenii, pentru că, în primul rând, el, numai studiile de licență, se desfășoară pe parcursul a 4 ani, tinerii știm foarte bine și este firesc, o consider firesc, doresc foarte rapid să ajungă să câștige bani, deci este un dezavantaj cumva față de învățământul de 3 ani, acesta de 4 ani, plus că disciplinele sunt un pic mai dificile decât, să spunem, disciplinele chiar umaniste. Iată că în ultima vreme, spuneam, tot mai mulți tineri se îndreaptă către zonele tehnice. Universitățile tehnice din România au înregistrat creștere ale concurenței la admitere și, în special, universitatea noastră, așa cum vă spuneam, profitând cumva și de contextul economic favorabil din zona Moldovei, practic de accentul care se pune pe dezvoltarea acestei regiuni. Care este gradul de implicare a studenților în acest proces educațional? Bun, acum, ca cifră nu pot să vă dau, pentru că aici lucrurile sunt un pic, să spunem, atât obiective, subiective și sufletești. Studenții se implică foarte mult, pentru că sunt direct interesați de aceasta și tocmai vă spuneam înainte că, indiferent de vârsta cadrului didactic și de răspândirea foarte largă pe paleta vârstelor cadrelor didactice, comunicarea cu studenții este foarte bună, pentru că, în primul rând, studenții inițiază această comunicare. Deci în procesul educațional, practic prin evaluările semestriale pe care le fac studenții, noi putem să corectăm anumite aspecte care apar și aceste evaluări ale disciplinelor, ale laboratoarelor, ale cadrelor didactice, ajung la conducătorii facultății respective și ei iau măsurile care se impun. Aceasta ar fi o primă implicare a studenților. În al doilea rând, studenții se implică și chiar au solicitat acest lucru în toate activitățile extracurriculare ale universității. Pornind de la promovare și avem tot mai des solicitarea studenților de a participa în mod direct la promovarea universității și trebuie să recunosc că transmit mult mai ușor mesajul către elevii de liceu, e și apropierea de vârstă și știu cum să pună altfel problema. De asemenea, în organizarea evenimentelor științifice, în desfășurarea evenimentelor științifice, de foarte multe ori chiar ei sunt proprii inițiatori și organizatori ai acestor evenimente și de asemenea în tot ce înseamnă transformarea universității. Și dacă o să mergeți în campus, o să vedeți că toate amenajările care se fac și s-au făcut în zona verde dintre cămine, practic sunt realizate la ideile și după proiectele studenților noștri. Deci ei se implică permanent în viața universității și vreau să vă spun că sunt studenți extrem, extrem de activi. Nu pot să spun că există o diferență majoră de la o generație la alta, pentru că trecerea e destul de lină, dar constat că în ultimii ani implicarea studenților a crescut mult mai mult. Sunt studenți care vin cu inițiative, care vin cu idei de voluntariat. Este foarte important, avem de exemplu studenți care ne ajută la cantină. Cantina noastră este una dintre cele mai mari din țară și nu avem atât personal pe cât ar trebui și atunci foarte mulți studenți prin acțiuni de voluntariat, internship, cum se numește, participă și la această activitate. Deci ei participă practic la toate activitățile universității într-o formă sau în alta. Avem internship-uri cu studenții la fiecare prorectorat, de exemplu.
în fiecare semestru, avem la, scoatem la concurs posturile, câte 3, 4, 5 posturi în funcție de mărimea și de multitudinea și diversitatea activităților de la prorectorat. Știm că de-a lungul anilor sunt foarte multe proiecte în cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași și aș vrea să vorbim în primă instanță despre cele finalizate și pe cele care le aveți în curs de desfășurare. Da, sunt foarte multe, nici n-aș vrea să le enumăr pe toate pentru că sigur aș omite câteva și n-aș vrea să supăr colegii mei care muncesc la aceste proiecte. Proiectele importante pe care le-am început în acești, să spunem, 4 ani și pe care acum sunt în curs de finalizare sau de desfășurare, pentru că nu au fost finalizate, sau sunt în curs de evaluare și urmează să primim finanțarea pentru ele. Sunt, în primul rând, am început cu un proiect care este dedicat creării unui centru suport pentru scrierea și implementarea proiectelor de cercetare. Proiectul acesta a fost evaluat. Ca punctaj suntem a doua universitate din România. Acum începem să constituim acest centru care să faciliteze redactarea proiectelor și implementarea proiectelor în universitate. De asemenea, avem 3 proiecte mari de reabilitare a clădirilor universității. Este vorba de 3 facultăți. Unul dintre ele în valoare de 17 milioane de lei este deja contractat și se află în curs de desfășurare, iar acum suntem în faza de precontractare pentru celelalte 2. În final, suma va fi de aproximativ 30 de milioane de lei. Și avem un proiect, repet, mă refer doar la cele foarte mari, pentru că sunt foarte multe proiecte universitate. Avem un proiect la care ținem foarte mult și pe care dorim să... Dar este un proiect de durată, va fi un proiect de durată pentru că și finanțarea trebuie găsită din mai multe surse. Este cea de reabilitare a corpului A, a Palatului Universitar, evident zona noastră. Acolo, în afară de cele 2 obiective istorice și renumite, și anume Aula Magna Carmen Silva și Biblioteca Gheorghe Asache, funcționează și Facultatea de Electronică. Este un proiect care doar pentru elaborarea proiectelor până în acest moment a costat 1,5 milioane de lei, dar care necesită în final o sumă de aproape 20 de milioane de euro, având în vedere că acel palat universitar a fost construit în 1896, zona noastră, și în aceste condiții trebuie să găsim sursele de finanțare. Și apoi sunt celelalte proiecte curente care se desfășoară în campusul Tudor Vladimirescu. Avem acum în plan să realizăm spațiile de pregătire a mesei. Mai sunt 4 cămine care nu au aceste spații din cele 21 pe care le are universitatea și de asemenea să realizăm spălătorii în fiecare cămine. Mai sunt 5 cămine care nu au astfel de spălătorii și amenajarea curentă care există fie a spațiilor verzi, fie în interiorul căminelor. Pentru că noi ne-am concentrat pe căminele care n-au fost prinse în proiectul de reabilitare a campusului de acum 6-7 ani și care, din păcate, au fost cele mai vechi cămine de la T1 la T6. Și ne concentrăm pe aceste cămine. Și mai este un proiect care nu depinde de noi, care, din păcate, la nivel național a fost cumva nu stopat, ci amânat. Este vorba de proiectul prin care, prin Compania Națională de Investiții, se dorea construirea acelui cămin. Pentru 4 universități din Iași au acest cămin în plan. Am depășit faza care depinde de noi, respectiv de proiectare și de obținerea vizelor. De acum, mingea este în curtea Companiei Naționale de Investiții. Dar, deocamdată, nu am văzut nicio mișcare. Cum ați spus și dumneavoastră, din ce în ce mai mulți studenți se înscriu la această universitate. Ce ar trebui să știe viitorii studenți ai Universității Tehnice, cei care se gândesc anul acesta, spre exemplu, să se înscrie la această universitate? În primul rând, ar trebui să știe că profesia de inginer sau de arhitect, indiferent de domeniul profesiei de inginer, este o profesie bănoasă. Deci, chiar de la început avem oferte, foarte multe oferte de locuri de muncă, oferte care depășesc cam cu 50% până la 100% numărul nostru de absolvenți în funcție de domeniu și care din start oferă salarii foarte atractive și nu mă refer la zona IT, care este cumva un domeniu particular și la care salariile știm foarte bine că sunt mari, ci încep și celelalte domenii să se apropie de acest domeniu, de domeniul IT.
Bun, făcând o paranteză, problema este că, din păcate, spun eu, din păcate aceste locuri de muncă care sunt foarte multe și foarte bine plătite sunt mai puține în regiunea Moldovei, pentru că deocamdată această regiune de abia se dezvoltă. Dar vin din restul zonelor țării, din centru, din vest, foarte multe oferte de locuri de muncă. În al doilea rând, studenții noștri ar trebui să știe că învățământul ingineresc este unul dintre cele mai complete educații, pentru că în cei 4 ani ei nu fac doar discipline tehnice, matematică, fizică, puțină chimie și discipline de specialitate în funcție. Nu. Ei fac în același timp și discipline umaniste, discipline economice. Deci, practic, au o educație completă care și pe baza căreia ei se pot adapta foarte ușor anilor care vor veni în profesia lor. Fie să urmeze un master în orice domeniu, avem foarte mulți ingineri care termină la noi licența și apoi urmează un master în domeniul managementului, în domeniul afacerilor, este foarte simplu, sau în domeniul antreprenoriatului, de exemplu. Și, în al treilea rând, universitatea noastră este în prezent o universitate în plină expansiune în ceea ce privește relațiile internaționale. Noi acum am aplicat pentru un proiect, așa cum știți, de consorțiu universitar al consorțiu european al universităților. În acest proiect sunt implicate 9 universități, în afară de universitatea noastră sunt implicate o universitate din Spania, din Belgia, din Suedia, din Franța, din Germania. Deci, iată, universități puternice, și dacă acest proiect va fi declarat câștigător, atunci mobilitățile între aceste 9 universități vor fi mult, mult, mult ușurate. Nu că acum ar fi dificile, nici pe departe, dar să spunem că ar fi mult ușurate din punct de vedere financiar, facilitățile financiare ar fi cu totul altele. Deci, iată, sunt elemente care ar trebui să atragă pe studenți către noi și suntem convinși că așa se va întâmpla. Acum, spre final, aveți un mesaj pentru colegii dumneavoastră, dar și pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași? Colegilor mei, aș vrea să le mulțumesc pentru faptul că tot ceea ce am realizat în acești 4 ani, am realizat împreună cu ei. Și aici mă refer la colegii care sunt cadre didactice, mă refer la colegii care sunt din zona administrativă și mă refer la studenții Universității Tehnice, pentru că fără ei, sigur, foarte, foarte multe, majoritatea acestor obiective nu ar fi putut fi împlinite. Studenților care vin, aș vrea să îi îndemn să discute cu absolvenții noștri, cu studenții mai mari, ca să simtă faptul că aceștia sunt foarte mândri că sunt studenții universității noastre, sunt mândri că sunt absolvenții universității noastre, în fond, una dintre cele 10 universități mari care au existat și dinainte de 1990. Și să le doresc mult succes la admiterea din vara viitoare.